Un coridor din microbuze de linie a fost format astăzi în fața sediului delegației Uniunii Europene a Republica Moldova. Unitățile de transport au fost aduse acolo de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto în cadrul unui flashmob, prin care APOT a vrut să atragă atenția misiunii asupra acțiunilor mai multor instituții ale statului, despre care spune că sunt ilegale. Transportatorii s-au referit la verificările din zilele de duminică, atunci când duc participanți la acțiunile de protest din capitală. Reprezentanții delegației UE nu au ieșit să discute cu protestatarii și nu ne-au răspuns nici la solicitările noastre de a comenta protestul. Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, susține că autoritățile, prin acțiunile lor, forțează companiile de transport să refuze transportarea cetățenilor la proteste. El dă asigurări că deține informații veridice în acest sens, inclusiv copii ale documentelor, capturi de ecran ale corespondenței în grupuri închise între oficialii ce ar fi implicați. Au fost scoase numerele de înmatriculare de la peste 100 de mașini care aparțin diferiților transportatori din diferite regiuni și au fost întocmite circa 300 de protocoale ilegale. E un semnal că trebuie să ne oprim în zilele de duminică. Potrivit lui Alexa, transportatorii intenționează să atragă atenția organizațiilor Uniunii Europene asupra acțiunilor mai multor instituții ale statului, acțiuni care, potrivit transportatorilor, sunt ilegale. Suntem aici în fața clădirii UE, deoarece credem că doar reacția lor poate determina organele competente să acționeze în conformitate cu legea și să nu efectueze controle din motive politice sau de altă natură. Transportatorii spun că astfel de verificări au fost efectuate nu doar de poliție, ci și de serviciul fiscal. Au fost verificări duminica, atunci când lucrăm cu transportul de pasageri la comandă, verificarea biletelor și chestii de genul ăsta. Aceste verificări au fost nenumărate. Noi nu ducem protestatari, cum spun la televizor. Noi oferim servicii, prestăm servicii transport la comandă. Indiferent că e partid, indiferent că e persoană fizică, juridică, pentru binele întreprinderii noastre și pentru a putea salarii achita la șoferi și mici, mari, cum sunt, este posibilitățile. Șeful Serviciului de Presă al Inspectoratului Fiscal, Adrian Platon, a răspuns în reacție că măsurile de verificare a transportatorilor de pasageri sunt planificate, efectuate conform graficului stabilit și au ca scop îmbunătățirea activității de transport. Scopul acțiunilor este antrenarea echipelor mobile mixte în activități de control în vedere documentării cazurilor ilicite sau neautorizate în transportul rutier contra cost de mărfuri și colete, cât și în transportul rutier contra cost de persoane. Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a nivelului de conformare a contribuabililor, activând în baza principiului legalității, transparenței, echității și integrității. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții IGP, dar nu am primit răspuns la apelurile și mesajele noastre. Anterior, comentând acuzațiile aduse, ofițerul de presă al Inspectoratului General de Poliție, Diana Fetco, ne-a scris într-un mesaj că polițiștii au efectuat verificări la firmele de taximetrie, iar rezultatele au fost prezentate ulterior de IGP. Acum, accentul se pune deja pe verificarea microbuzelor și autobuzelor. Din păcate, au fost identificate o serie de abateri, de la înlocuirea motorului și modificări ale șasiului până la încălcări mai grave care sunt inacceptabile în condiții de trafic, a spus Fetco. Totodată, reprezentanții IGP susțin că verificări se fac periodic pentru prevenirea situațiilor neplăcute din trafic și eliminarea riscului pentru cetățeni, iar rezultatele controalelor vor fi făcute publice ulterior. Iar șeful IGP, Viorel Cernuțeanu, declara anterior că la mai multe mijloace de transport care duceau protestatari au fost constatate regul de ordin major la sistemul de frânare. Sunt mașini reutilate cu motoare schimbate și multe alte nereguli care, într-adevăr, pun în pericol viața cetățenilor Republicii Moldova, spunea el.
Am solicitat o reacție de la secretarul de presă al MAI, Daniela Belic, dar aceasta nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre. Până în prezent a rămas fără răspuns și solicitarea adresată delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Reprezentanții Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto au declarat că intenționează să continue protestele până când se vor face auziți.